Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, astăzi este o zi foarte încărcată din punct de vedere emoțional, atât pentru noi cât cu siguranță și pentru dumneavoastră. Dacă înainte cu o jumătate de oră îi sărbătoream și ei încă sărbătoresc pe cei care au împlinit 50 de ani de când sunt căsătoriți, așa cum am făcut-o în fiecare an, acum îi sărbătorim pe cei mai deștepți copii pe care îi avem și elevi pe care îi avem în orașul nostru. M-am bucurat în fiecare an că numărul calificațiilor la Olimpiada Națională a crescut. Și sunt foarte, foarte mândru că sunt primarul vostru și ce să vă povestesc în acest an în care avem 35 de elevi, unii calificați la 3 Olimpiade, mândria mea este cu atât mai mare. Mândria mea ca și primar al vostru și ca și concitadin, dacă vreți. Vreau să vă mulțumesc în mod special pentru tot efortul pe care îl depuneți. Sigur că există în viața voastră persoane importante și acelea nu pot fi decât părinții și profesorii voștri. Dacă părinții s-au străduit să vă ofere în fiecare moment acel minim sau maxim necesar pentru că voi să puteți merge înainte, cu siguranță, fără domnii și doamnele profesoare care vă sunt astăzi alături și vă sunt tot timpul alături, și dacă voi vă gândiți câteodată că poate ați putea și singuri, vă garantez că n-ați putea singuri. Și eu mă împlin cu multă recunoștință în fața lor pentru faptul că în fiecare an fac ca această zi să fie mai frumoasă. Așa cum am procedat în fiecare an, o să acordăm un premiu care constă într-o diplomă și o sumă de bani, 300 de lei pentru fiecare elev, în afară de o elevă care a luat 3 premii întâi. Și dacă nu poate participa decât la 2 Olimpiade Naționale, mi se pare moral, dacă iei 3 premii întâi, să iei 3 premii. Deci, încă o dată, îi premiem pe cei care participă la o Olimpiada Națională, indiferent că au luat locul 1, 2 sau 3, și special pe cel care a luat 3 locuri întâi. Mi se pare absolut normal. Și o să începem cu cei mai mici de la Școala Silvania. O să vă rog pe fiecare să veniți, să vă ridicați premiul și în același timp să semnați pentru suma de bani pe care o ridicați. Se acordă diploma de excelență elevei Țoca Teodora Maria de la Școala Generală Silvania din clasa 8 pentru locul de obținut la Olimpiada Județeană de Cultură Civică calificată pentru Școala Națională și pentru doamna profesoară Duma Simona. Cu fetele ca și în fiecare an, pe băieții felici. Diplomă de excelență, elevei Greco Andrada Ioana de la Școala Silvania, clasa 8-a, pentru locul 1 obținut la Olimpiada Județeană de Cultură Civică, calificată pentru faza națională de către doamna profesoară Duma Simona. Tot de la Școala Gimnazială Silvania, diplomă de excelență elevului Vasile Andrei Mihai, din clasa 7-a, pentru locul de obținut la faza județeană a Olimpiadei de Fizică, calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Ghile Marioara. Din clasa 7-a, tot de la Școala Silvania, diplomă de excelență, elevei Rațiu Natalia Andreea, din clasa 7. Locul 1 obținut la faza județeană Olimpiadei Școlare, disciplina religie greco-catolică, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Mărincean Florin. Tot de la Școala Silvania, diplomă de excelență, elevei Crișana Alexandra, din clasa 7-a, locul 1 obținut la faza județeană a Olimpiadei de Religie Ortodoxă și calificare pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Mandiu Luminița.
de la diplomă de excelență, elevei Ungur Marina Tatiana, de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu din Șimleu Silvanie, clasa 12B, loc 1 la faza județeană a concursului Matematică aplicată Haimovici, calificate pentru faza națională pregătită fiind de către doamna profesoară Brisca Adriana. Deci am scăpat anul acesta, nu trebuie să dau un minut de pași. Pentru că domnișoara Marina este o veche cunoștință de-a noastră și fiecare an, din cauza emoțiilor, îi spunea Mariana, cred că de cel puțin două ori. Diplomă de excelență, elevei Lucaciu Bianca Alexandra, de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, din clasa 12B, locul 2 la faza județeană a concursului Matematică aplicată Haimovici, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Brisca Adriana. Am și o familie care e născut. Astăzi țin minte pe toți din oraș care ați născut în 31 și spun și la mulți ani. Uite, ți-am pregătit și o floare. Mai mult de așa. Diplomă de excelență elevului Trip Gabriel Florin de la Liceul Tehnologic Ion Osian din Șimleu Silvanie, clasa 11, pentru de obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare din area curriculară Profil Servicii Resurse Naturale și Protecția Mediului Tehnician Veterinar, calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Preda Gheorghina. Diplomă de excelență elevei Talpoș Cristina Elena de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din clasa 12-a pentru locul 2 obținut la Olimpiada Județeană de Limba Română, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară mureșană Anca Ioana. Diplomă de excelență elevei Chiș Denisa Andreea, de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 10-a, pentru locul 1 obținut la Olimpiada Județeană de Limba Latină, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Sârca Ioana Maria. Diplomă de excelență elevei Rus Gabriela, de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 9-a, pentru locul 2 obținut la Olimpiada Județeană de Limba Latină, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Sârca Ioana Maria. Vreau să vă felicit pe cei care sunteți îmbrăcați în costum, sunteți foarte frumoși și, nu știu, parcă dați un alt aer celor care vă văd pe stradă. Și dacă mulți dintre oameni consideră lucrurile acestea depășite, vă garantez că dați dovadă de mult, mult respect pentru școala voastră. Diplomă de excelență elevei Chișa Andra Dura, de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 9-a, pentru locul 1 obținut la Olimpiada Județeană de Limba Franceză, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară sârbe Camelia Elena. Diplomă de excelență elevei Pașca Elisa Ioana de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, clasa 11-a, pentru locul 1 obținut la Olimpiada Județeană de Istorie, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Costelaș Ioan Cristian. Diplomă de excelență elevei noi Laura Beatrix de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din clasa 9-a de pentru locul 1 obținut la Olimpiada Județeană de Biologie, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Covaș Zultan Jun. Diplomă de excelență elevului Cichi Sobolci de la Colegiul Național Simeon Bărnuțe din Șimleu Silvanie din Trazecea de, locul 1 obținut la Olimpiada Județeană de Biologie, calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către domnul profesor Covaș Zoltan Jolt. Pe mulți dintre voi vă văd în fiecare an și pentru mine bucuria este cu atât mai mare pentru că demonstrați consecvența.
Deci ceea ce v-ați calificat la Olimpiada Națională nu este ceva întâmplător. Eu vă felicit pentru asta. Diplomă de excelență elevului Nosal Raul Ioan de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu din a 11-a, ce pentru locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Biologie și calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Pașca Liviana. Anul trecut cred că ai fost de la Colegiul Așa. Da. Tot la Biologie. Felicitări. Da? Și cele trei diplome. Elul Răban Andra, din clasa 10-a, ce locul întâi la Olimpiada Județeană de Fizică, pregătită fiind de către domnul profesor Ghidușina Florin, locul întâi la Olimpiada Județeană de Chimie, pregătită fiind de către profesorul Răban Mircea, și locul întâi obținut la Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului, calificate pentru faza națională, pregătită fiind de către profesorii Brăba Mircea, Butușină Florin, Pașca Liviana și Pop Carmen Mariana. Evident că premiul este triplat. Bravo! Diplomă de excelență elevei Moisi Teofana Ionela de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 10-a C, pentru locul 2 obținut la Olimpiada Județeană de Matematică, calificate pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoră Haiduc Sorina. Diplomă de excelență elevei Dragoș Diana Alexandra, de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 9-a C, pentru locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Matematică, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoră Haiduc Sorina. Diplomă de excelență elevei Sârca Narcisa Teodora de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din clasa 11-a C, pentru locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Matematică, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoara Haiduc Sorina. Diplomă de excelență elevei Marcus Dora, de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, din clasa 9-a, locul întâi la obținut la faza județeană a concursului de matematică aplicată Haimovici, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoră Haiduc Sorina. O să vă citesc ceva. Zicea Radu Melican, pentru momentele acelea câteva în care niște urme trase cu creta pe tablă prefac mințile în suflete, am emoții. Lor le datorăm o viață trăită frumos, pentru asta iubim profesorii. Cu profundă recunoștință dedic această teză dragei mele profesoare de matematică, Sorina Haiduc. Da, un fost elev ca și voi, olimpic, face chestia asta și am vrut să o fac în acest mod festiv. Diplomă de excelență elevei Bireș Ioana Narcisa de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din clasa 10F pentru locul întâi obținut la faza județeană a concursului de matematică aplicată la Emoviș, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Țiglea Alexandra Oana. Diplomă de excelență elevei Pușcaș Florina Gabriela de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu
din clasa 11F pentru locul întâi obținut la faza județeană a concursului de matematică aplicată a IMOVIS, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Crișan Teodor. Diplomă de excelență elevului la ZOC Tudor Iulian din clasa 12A pentru locul întâi obținut la faza județeană a concursului de matematică aplicată a IMOVIS, calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Conde Maria. Diplomă de excelență elevului Bogoiu Alexandru Florin din clasa 12A pentru locul 3 obținut la faza județeană a concursului de matematică Haimoviș, calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către domnul profesor Crișan Teodor. Diplomă de excelență elevului Varga Adrian Vasile din clasa 9C, pentru locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Tehnologie, Informație și Comunicațiilor, calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către domnul profesor Butușina Florin. Diplomă de excelență elevului Torge Cătălin Adelin din clasa 10C, locul întâi obținut la faza județeană a tehnologiei, informației și comunicațiilor, calificat pentru faza națională, pregătit fiind de către doamna profesoară Butușina Daniela. Diplomă de excelență elevului rus Renato Gabriel de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu din clasa 11C, pentru locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Tehnologia, Informație și Comunicațiilor, calificat pentru faza națională, pregătit de către doamna profesor Ilia Maria. Deci nu toți de la tine că-ți mai nasc ca mine. Cred că e o regulă. Diplomă de excelență elevei Biriș Mihaela Diana din clasa 12F pentru locul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei Școlare din area curriculară Tehnologii, Profil Servicii și calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Șerban Bianca și doamna profesoară Văsălius Diana Ioana. Diplomă de excelență elevei Bodea Ioana Maria din clasa 11F, locul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei de Religie Greco-Catolică, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Mărincean Florin. Diplomă de excelență elevei Mărincean Iulia Antonia de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu din clasa 10A, pentru locul întâi obținut la faza județeană a Olimpiadei de Religie Cultul Greco-Catolic, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Mărincean Florin. Diplomă de excelență elevei Buboiu Ioana Maria din clasa 9C, locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Cultul Greco-Catolic, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnul profesor Mărincean Florin. Diplomă de excelență elevei Îndrecuț Denisa Raluca din clasa 12A pentru locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Cultul Ortodox, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnișoara profesoară Boșca Nicoleta. Diploma de excelență elevei Repaș Andreea Denisa din clasa 10A, locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Cultul Ortodox, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către doamna profesoară Șumulete Ioana Anca. Diploma de excelență elevei Sabo Florica Andreea de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu din clasa 11A pentru locul întâi obținut la Olimpiada Județeană de Religie Cultul Ortodox, calificată pentru faza națională, pregătită fiind de către domnișoara profesoară Boșca Nicoleta. Stimați profesori, în primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că faceți aceste zile să fie mai frumoase, așa cum am mai spus. Vă doresc în primul rând să fiți sănătoși pentru a ne putea bucura în fiecare an de rezultatele deosebite pe care le aduc acești elevi
minunat și bucuria și mândria de a fi elevi ai unei școli din Șimleu, a fi și Ioan, a fi Sălăjen. Apoi vouă, dragi elevi, ce să vă transmit, un gând simplu, să vă duceți acasă, să vă apucați de treabă, pentru că, așa cum am făcut în fiecare an, dacă veniți cu premii și, și mențiuni de la Olimpiada Națională, ne vom mai întâlni într-un anumit cadru, nu știu care va fi acela, sfârșitul de an școlar, sau, mă rog, într-un anumit cadru festiv, pentru a vă premia și dacă tot am ridicat nivelul premiilor, o să le ridicăm și pentru Olimpiada Națională, 600 de lei pentru premii și cât era 300, deci 400 pentru mențiuni sau premii speciale. Așa că vă rog să vă străduiți să aduceți cât mai multe premii și mențiuni. Aceste premii pe care le oferim nu le dau din buzunarul meu sau că eu sunt foarte mare domn și sunt premii care avem posibilitatea să le acordăm și eu cred că le meritați cu prisosință. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că mă face să fiu mândru că sunt primarul vostru și vă rog să mă face să mai fiu mândru odată anul acesta, respectiv la după Olimpiada Națională. Școala Șimleoane este una bună, sunteți pe mâini bune, vedeți că în confruntările pe care le aveți puteți fi cei mai buni și nu vă gândiți că munciți mai mult decât alții, pentru că în momente importante din viața voastră o să realizați că o meritat acest lucru. Eu am să mă așez acum așa, am să dau cuvântul profesorilor și sper că și din partea elevilor o să-mi spună câteva cuvinte, câteva gânduri sau, mă rog, să împărtășiți din bucuriile pe care le aveți.